Din nou împreună cu noi la Vieți Transformate, Florin și Claudia Mureșan. Florin a avut un accident la un moment dat, era multiplu campion mondial de karate, sportiv, ofițer, a făcut Academia de Poliție, dar a sărit în bazin, a dat cu creștetul de fundul bazinului și a rămas paralizat de la gât în jos. A început recuperarea, Dumnezeu și el așteaptă momentul când Dumnezeu îl va vindeca pe deplin. Florin și Claudia, bine ați venit din nou la Vieți Transformate. Bine v-am regăsit. Bine v-am regăsit. Și Claudia a făcut o minune interesantă așa pentru toate doamnele, domnișoarele, fetele, femeile. Ei erau de un an împreună, dar ea era doar iubita lui și el iubitul ei când el a avut accidentul și apoi s-a căsătorit cu el, așa cum în situația în care era în Florin. În situația în care s-au căsătorit. Am auzit din nou istoria. Florin a avut o mărturie la Vieți Transformate, o puteți găsi pe YouTube. Ambele mărturile puteți găsi pe YouTube. Dar, Claudia, am rămas la momentul când tu personal ai văzut toată prezența lui Dumnezeu. A început să ți se deschidă ochii. Spuneai parcă ți s-a luat așa un văl de pe față, de pe minte, de pe ochi și a început să vezi pe Dumnezeu. Cum a fost? Da. Și continui, de fiecare dată când plângeam și mă rugam lui Dumnezeu, când mai mergea la recuperare, după ce mă ridicam de pe genunchi și nu mai plângeam, mă ridicam și parcă Dumnezeu mă ridica de mână și îmi dădea putere. Ca și dar cum... ți era frică dacă tu plângi, îi transmiți. Dar nu, el era la recuperare. El era la recuperare. Doar când era la recuperare, mă descărcam și vorbeam cu Dumnezeu și plângeam. Asta simțeam să fac. Știam că când vine el, când eu era să fiu puternică. Da. Eram, dar așa și eram. Deci nu e că mă prefăceam, da, pentru că Dumnezeu îmi dădea puterea aceea. Deci eu, dacă mă uit acum la drumul pe care l-am parcurs cu Florin în spate și știu că a fost un drum greu, dar a fost atât de frumos, pentru că pe drumul acesta l-am descoperit pe fiecare zi, în fiecare zi pe Dumnezeu. A fost un drum foarte frumos. Dacă ne uităm acum... În drumul suferinței, puteai să descoperi pe Dumnezeu citind o carte, așa stând este. Întinsă în pat sau în fotoliu și citind o carte împreună cu Florin în Așa tine. Este, dar Dumnezeu așa a ales să ne șlefuiască pe amândoi prin încercarea aceasta. Extraordinar. Prin încercarea aceasta Dumnezeu ne șlăfuiește în continuare. Mai avem de învățat. De ce ați fost aleși pentru așa ceva? Nu ne punem întrebarea. Nu ne-am pus întrebarea asta. Știți că era o vorbă la... cred că era o piesă de teatru, dacă bine mi-amintesc, Scripcarul pe acoperiș. Era vorba despre povestea unor evrei care spuneau la un moment dat, Doamne, știm că suntem poporul ales de tine, dar la un moment dat mai alege și pe altcineva. Da. Eu zic că, uitați, m-a ales acum Dumnezeu să-l cunosc mai bine pe el și l-am cunoscut și acum în suferință cât ce om este, ce om mi-a dat și ce sos mi-a dat Dumnezeu lângă mine, atâta de bun și de iubitor și mă respectă și mă iubește și mulțumesc lui Dumnezeu că mi l-a dat chiar prin încercare prin care trecem. Noi ne suntem foarte fericiți unul alături de celălalt. Care a fost momentul când tu personal ai spus, Doamne, vreau să fiu viața mea, vreau să fie a ta pentru totdeauna? Am avut tot așa mai multe încercări, am fost la recuperare și cu el prin alte țări și când ne-am întors, am fost la, nu știu, cred că v-a povestit și în mărturia anterioară Florin, pe unde mergeam... Florin a avut și singur mărturie la Da. Pe unde mergeam ne întâlneam cu un frate care tot timpul îi vorbea lui Florin de Iisus Hristos și eu, normal, fiind acolo, cu același frate sau cu același frate? Cu același frate. Așa a lucrat Dumnezeu că de fiecare dată dacă mergeam la Oradea, el era la Oradea, dacă ajungeam la Târgu Mureș, el era și el la Târgu Mureș. Și el avea nevoie de tratament. Era un aparținător a unui pacient cu care tot ne plimbam și de fiecare dată ne întâlneam, m-am prietenit foarte tare cu el și de fiecare eu îl căutam, amândoi de fapt îl căutam pe Dumnezeu și el era... Nu știam cum să-l ne rugam să ni se dezvolte Dumnezeu, că nu știam cum, deci noi, eu cu Florin ne rugam, dar nu știam exact... Nu știam efectiv și l-am rugat pe Dumnezeu să ne vorbească și să ne se dezvăluie. Și acel băiat venea unde mergeam la recuperarea Târgu Mureș și ne vorbea de Iisus Hristos. Îi vorbea lui, dar eu eram acolo în cameră. Da. Și eu stăteam și ascultam. Ei erau acolo și eu mai retrasă, dar stăteam și ascultam ce îmi povestea și așa am înțeles de Iisus Hristos, ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Și stăteam și mă gândeam, dacă Dumnezeu, Iisus Hristos a pătimit atâta pentru noi și a suferit atâta pentru noi, atunci și eu trebuie să mă ridic în picioare, să fiu o luptătoare pentru Florin. Și așa, tot auzind vorbindu-se de Iisus Hristos, mi-a dat putere, din ce în ce mai tare. Și, este putere în numele Lui Hristos. Da, este putere. Nu este un simplu cuvânt, nu, așa, este, nu doar, zici nu, floare, doar sau, floare sau copac. Copac, este putere în numele acela. Și în cele din urmă am ajuns și la acest frate acasă și tatăl acestui frate a deschis Biblia. Și a început să ne citească din Biblie și a zis, uitați, dacă îl mărturisiți ca Domn și Mântuitor al vieții voastre,
dacă doriți să-l mărturisiți. Și l-am mărturisit acolo în casă. Și Florin l-a mărturisit acolo în casă ca Domn și Mântuitor. Și cum a spus și el, parcă i s-a luat orice povară ce avea pe umeri, când a spus da, îl declar ca Domn și Mântuitor al vieții mele, i-a căzut orice povară de pe ușor, orice greutate ce a avut-o, și a ieșit de acolo din casă un om transformat. S-a dus acasă, a luat Biblia și a început să citim Biblia. Hai să vedem, hai să căutăm calea. El ni se dezvăluia Dumnezeu în acest proces. Și tot așa citind Biblia, Florin, de fapt, eu m-am rugat lui Dumnezeu într-o seară, zic, Doamne... Da, nu vă era teamă să ajungeți la erezii, citind Biblia voi așa, neteologi, nefiind teologi? Asta e frumos, cred că asta e frumusețea lui, lui Iisus Hristos, că... Are grijă inclusiv de acest aspect, da. Deci chiar are grijă de orice, dacă îl cauți cu o inimă deschisă, Dumnezeu ți se dezvăluie. Dacă o cauți cu o inimă așa însetată de El și să vrei cu toată puterea ta, Dumnezeu ți se dezvăluie. Deci citeați Biblia. Da. Citeam Biblia și într-o seară eu m-am rugat, zic, Doamne, vreau, dă-mi un semn, Doamne. Dă-mi un semn care este voia Ta cu mine și cu Florin. Și am adormit. Și am visat că mergeam cu el de mână pe stradă. Și m-a trezit Florin între timp și... Am avut așa un pic ăsta că m-a trezit, avea nevoie să-l ajut cu ceva și zic, fai, ce vis frumos, zic. Și m-am pus iar în pace și zic, Doamne, dacă asta e voia Ta, ca Florin să ridice în picioare și să se întâmple chestia, mai dăm un semn, Doamne. Și am visat că alerg cu el de mână pe stradă. Și dimineața Florin zice, draga mea, trebuie să-ți mărturisești ceva, eu nu mai pot, eu am simt așa că trebuie să spun. Am visat, dacă vrei să povestești visul, nu știu dacă l-ai spus sau nu. Nu țin minte dacă am spus sau nu. Eu, neștiind, noi nu ne vorbise să cerem un semn de la Dumnezeu. N-am știut că Dumnezeu poate să vorbească și prin vis și încă nu știam de lucrarea Duhului Sfânt, cum lucrează, pentru că eram chiar la început de credință și la un moment dat, după ce am început să citesc Biblia, după mai mult timp în care am început să mă rog seara, nevorbind cu Claudia, i-am zis, Doamne, am nevoie de un semn din partea Ta să știu că e voia Ta să fiu vindecat. Și o noapte întreagă am adormit și fie că dormeam sau că mă trezeam, o noapte întreagă auzeam în camera mea, prin rănile Lui ai fost vindecat, prin rănile Lui ai fost vindecat. Vă dați seama că m-am trezit a doua zi și zic, încă mi-era teamă să-i spun cuiva, că poate nu mă crede, poate zice că... Nici eu, am zis, Florin, ai clacat, zic așa ceva, zic, a doua seară dorm la loc și zic, Doamne, mai am nevoie de un semn din partea Ta dacă așa este. Și am visat. Și Gedeon a pus semnul cu lâna, odată să rămână lâna udă și odată pământul și odată să rămână invers, uscată. Și am visat că stau într-o cameră și în acea cameră era un vis real, precum momentul pe care îl trăiesc acum cu dumneavoastră. Și în vis am zis, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret sunt vindecat. Și am început să mișc un picior și atunci m-am bucurat enorm și am urlat, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret sunt vindecat, și am sărit în picioare. M-am trezit din acel vis și mă dureau picioarele și coloana, cum nu m-a durut niciodată la accident și până atunci. Și atunci m-am trezit dimineața și m-am întors către soție și am zis, trebuie să-ți povestesc ce am visat două seri la rând și ce s-a întâmplat două seri la rând. În aceea seară a avut ea vis de două ori că Dumnezeu mă va vindeca. Noi în momentul acela, pur și simplu, eu vă spun sincer, o bucurie și nu știu, ceva supranatural ce s-a întâmplat pentru noi. Din acel moment în viața noastră au apărut numai creștini. Vă spunem sincer, numai creștini. Deci oriunde mergeam apăreau în viața noastră creștini care ne îndreptau către biserică să încheiem legământ cu Domnul. Popor românii, popor de creștini, dar te referi la creștini practicanți. Da. Născuți din nou. Exact, da. Exact, creștini practicanți. Pentru prima dată când am venit la... Și împreună cu soția atunci am zis amândoi, iubito, dacă calea pocăinței este calea aleasă de Dumnezeu pentru noi, ne pocăim. Și am luat împreună cu ea mai multe decizii care pot să spun că au fost personale. Care numai noi doi le știam, că am doi și Dumnezeu. În casă și Dumnezeu, clar. Noi doi și Dumnezeu. Așa. Și când am ajuns la Timișoara, la Casa Pâinii, unde ne-am și botezat, unde am încheiat legământ cu Domnul, acolo printr-un vas de lucru... O biserică neoprotestantă de pocăiți. Da, exact. Da. Acolo, pentru prima dată fiind și un vas de lucru acolo, chiar după visele... Pentru cei care nu știu, este vorba despre un om prin care vorbește Dumnezeu. Da. Exact, exact. Un om prin care vorbește Dumnezeu, pentru prima dată, la o scurtă rugăciune, s-a îndreptat către
către noi și a zis, așa îți vorbește Domnul, bărbatule, Dumnezeu vrea să facă în viața ta o minune. Vă spun sincer, cu toate semnele pe care le-am avut înainte, fără să fi vorbit, am simțit în tot sufletul meu că Dumnezeu mă va vindeca. M-a vindecat deja, ne-a vindecat pe fiecare, pentru că până la urmă, acum 2000 de ani, ne-a vindecat pe toți. Corect. Toți care îl primim și îl declarăm ca Domn și Mântuitor, odată declarat, noi suntem vindecați, eliberați, amin, mântuiți, amin, și salvați. Amin. Cum a fost visul tău, Claudia? Deci, mă plimba, la fel ca și a lui? Da, deci, efectiv, mă plimba atât de liniștită în vis și atât de real a fost visul, că un pic când m-a trezit am fost, fai, știi, că am visat atât de frumos și m-a trezit. Și încă o dată am visat că alergam cu el de mână. Și chiar a doua zi dimineață, cum ne-am trezit, mi-a zis, trebuie să spun ceva. Și zic, stai să spun că și eu am visat. Și am rămas așa amândoi împietriți, ne uitam unul la celălalt și nu ne venea să credem. Efectiv. Și chiar, cum am, după cum v-am spus, că am luat niște hotărâri împreună. Și chiar când i-a vorbit vasul de lucru la Florin, chiar în acea seară a venit, s-a ridicat tot un vas al Domnului și ne-a spus și hotărârile pe care le-ați luat în fața lui Dumnezeu, când se va întâmpla, să vă țineți de promisiune. Ce promisiune ați promis? Sau e o chestie... Între noi doi, așa. Exact. Sunt niște promisiuni pe care noi le-am luat înainte care lui Dumnezeu. Care nu le faceți publice deocamdată? Nu, pentru că vrem la momentul împlinirii ca să fie înaintea lui Dumnezeu. De, pur și simplu am nici nu știu, în acel moment gândiți-vă că numai Duhul Sfânt putea să descopere promisiune care cu 3 zile într-o, noi le făcusem la Oradea, că noi venisem de la Oradea la Timișoara, cum cineva la sute de kilometri distanță să știe despre ceva ce doar eu cu soția în mod particular într-o casă am vorbit. Dumnezeu, atâta tot. Deci atunci te-ai hotărât. Da. Ai zis, vreau să fiu... Da. Vreau să-mi predau viața în mâinile tale. Și prima dată când am pășit într-o casă de rugăciune la Casa Pâinii, atâta în de... Timișoara. În Timișoara, da. Atâta de calzi au fost oamenii și cum ne-au primit. Eu am rămas așa un pic că nu am mai fost până atunci, în momentul de față. Și când am văzut cât este de frumos și cum vorbește de Dumnezeu și cum Domnul se coboară. Deci, efectiv, Domnul, îi simți prezența, îi simți fiorul, îl simți acolo. Dacă tu ești acolo prezent cu el și vrei să-l simți, tu-l simți. Imposibil să nu-l simți. Este ceva extraordinar. Puterea lui Dumnezeu. Cum este viața voastră de umblare cu Domnul? De umblare, vezi, folosește așa termen și când zici umblare, în mintea ta e cu totul altceva decât ce în mintea celorlalți. Pentru noi umblare e umblare. Tu când zici umblare, te gândești, wow, da, să umblu. Dar se va întâmpla. Amin, amin, amin. Credem cu tărie că se va întâmpla. Amin. Dumnezeu să onoreze credința voastră. Amin. 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 Spune amin. Că Domnul Iisus Hristos n-a putut să facă niciun fel de minune acolo din cauza necredinței. Lipsa de credință. Și era Hristos, era Fiul lui Dumnezeu, dar n-a putut să facă minuni că ei n-aveau credință. Ei nu credeau. Da. Umblarea noastră cu Dumnezeu a ajuns să fie, ce am zis de la început, o relație, ceva ce ne dă putere, ceva care am ajuns să conștientizez că trebuie în permanență să o caut cu toată inima mea, cu tot cugetul meu, cu tot sufletul meu, cum scrie la Scriptură. Umblarea noastră este zilnică. Împreună căutăm cât de mult să ne apropiem de Dumnezeu, indiferent de orice circumstanță a vieții noastre, pentru că atunci prindem putere și atunci simțim că înaintăm, atunci simțim că propășim, când umblăm cu Dumnezeu. Când nu umblăm cu Dumnezeu, intervin anumite lupte, gânduri îndoielnice, ești mai lipsit de puteri. Am observat că întotdeauna dacă îl pun pe Dumnezeu înaintea fiecărui lucru a vieții mele, prin puteri și reușesc absolut orice ar fi. Că nu se întâmplă la timpul pe care eu îl consider sau pe care eu l-aș vrea, e pentru că Dumnezeu... Sau modul pe care eu mi l-aș dori, asta e pentru că eu n-am înțelepciunea dumnezeiască. Înțelepciunea este la El și El știe planul perfect și El știe... e timpul perfect și pe unde trebuie să mergem. Am ales să merg prin credință, am ales să înțeleg că dacă ceva nu se întâmplă în ritmul în care l-aș dori eu, am înțeles că nu este cel mai bun ritm pentru mine sau nu este timpul sau locul potrivit pentru mine. Cred că
Asta am învățat și asta căutăm zilnic, cel puțin împreună și ca familie. Căutăm să fim cu adevărat un întreg. Prietenii, familiile voastre? Sunt unii, pot să zic că ne înțeleg, alții nu. Unii prieteni s-au depărtat? Da. Au venit alții noi în viața voastră? Da, da. Da. Sunt prieteni care înțeleg pasul nostru, doar că, să spun sincer, îl înțeleg în măsura în care... Prima întrebare este, când cineva se pocăiește, ce rău a făcut sau ce rău i s-a întâmplat? Da, toată lumea. De asta s-a pocăit. Da, ori a făcut el ceva asta, aici rău. Aici am să zic. Da. Aici da. Am poate să sublinez și n-am știut și ați completat perfect. Mulți pun pe seama a întâmplării acestea că m-am pocăit, a accidentului. Da, a și fost este o împrejurare. Legată a fost de... Este legată, da. Este legată pentru că m-a ajutat să-l descoper. Dar tu puteai să rămâi la fel de departe de Dumnezeu. Exact. Sunt mulți care prin aceeași situație au trecut și trec și totuși nu sunt întorși. Totuși nu au o relație cu Hristos. Și nu pentru că nu, Hristos nu-și dorește o relație cu ei, că Dumnezeu ne cheamă pe toți la pocăință, ci pur și simplu pentru că acei oameni nu vor să se întoarcă cu fața către Dumnezeu. Asta este tot. Eu am descoperit, am văzut ce mult face, ce mult schimbă sufletul meu, câtă putere îmi dă, câtă dragoste îmi dă, câtă mângâiere îmi dă în absolut orice, câtă bucurie pot să simt prin prezența Lui, ce înseamnă să mă rog și să stau de vorbă cu El. Este desfătarea mea și mă bucur enorm pentru pasul ăsta. E cel mai mare câștig al vieții mele, de departe, relația cu Dumnezeu. Da, cum zicea Claudia, golul acela lăuntric și de fapt este, de mult este această vorbă, golul acela lăuntric care forma lui Dumnezeu și nimeni nu-l poate... Nu are cum nimeni. Umple cu nimic. Nu se poate. Da, cum ziceam, am avut înaintea voastră o altă familie, am încercat, el a încercat cu droguri, cu alcool, cu ce n-a încercat, dar nu a reușit. Nu există. Și nici nu putem altfel. Nu putem altfel. Așa ne-a creat Dumnezeu, așa ne-a construit, da. Să fim... Fericirea, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Domnul, spune Biblia. Pe Domnul îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate minunile, toate lucrările tale. Amin. Da. Da, cu ce concluzii ați vrea să rămână cei care au urmărit emisiunea? Cu, cred că, cea mai simplă concluzie. Să nu așteptăm ca printr-o încercare să ne întoarcă Dumnezeu către El. Și să ajungem să ne pocăim prin încercare, că ne putem pocăi prin dragoste. Cred că asta e ceva... Aici asta iar e o vorbă de subliniat. Nu așteptați să vă pocăiți prin încercare, ci dacă puteți să vă pocăiți prin dragoste, pocăiți-vă prin dragoste. Amin. Amin. De ce să nu-L caut eu pe Dumnezeu? De ce să nu fac eu un pas către Dumnezeu? Și eu dacă fac un pas către Dumnezeu, Dumnezeu vine kilometri înspre noi. Pentru că Nu cred că o să fie... Noi facem un pas, da, spre El și îl face 1000 spre noi. 1000 spre noi. Da. Ce vreau să zic e că noi ca oameni, sau cel puțin în cazul meu, eu am învățat să fiu mai bucuros așa, mai plin de bucurie, de liniște, așa în situația asta, decât eram înainte. Starea mea era mai agitată interioară înainte decât acum. Când trăiesc viața cu Dumnezeu, printr-o relație cu Hristos și fiind totuși într-o situație care nu-i tocmai cea mai ușoară, dar este acel mângâietor. Da. Și cred că asta e primul lucru pe care l-aș îndemna pe oricare om. Îi transformă viața, îi transformă familia și îi transformă orice aspect al vieții lui, îl îmbunătățește pe deplin, pe deplin. Mie mi-a făcut-o. Sunt momente când, da, sunt grele, dar știu că Dumnezeu este lângă mine și lângă familia mea și asta e cel mai important. Claudia, mesaj da, pentru... Da, un mesaj să înțelegem că înțelepciunea este la El și nu trebuie noi să grăbim lucrurile, pentru că voia se va face, voia Lui, asta trebuie să înțelegem, că voia Lui se va face, nu ce dorim noi, că acum ne dorim, nu există așa ceva. El este mai înțelept ca și noi, este înțelept și noi, asta trebuie să înțelegem în primul rând și să ne umplem golul din acel suflet cu Dumnezeu, cu nimic, cu poftele lumii acesteia, nu,
trebuie să ne umplem cu Dumnezeu sufletul. Da, la final aș vrea să vă rog să înălțăm și o rugăciune către Dumnezeu, fiecare dintre voi. Cu siguranță, poate, nu sunt mulți în care să treacă printr-o asemenea încercare sau într-o asemenea situație, dar au alte poveri care apasă pe suflet. Bucuria pe care o aveți și care se vede din ceea ce spuneți, care vine din interior. Deci, când vorbești cu cineva, în primele 2 minute deja îți dai seama ce are în inimă. Dacă îți vorbește despre faptul că a crescut prețul la benzină sau nu știu ce, sau nu știu ce, omul are în inimă banii. Dacă îți vorbește despre, eu știu, noua lui mașină și ce culoare are. Dar dacă îți vorbește despre Dumnezeu, îl are în inimă pe Dumnezeu. Așa da. Deci mi-aș dori să se unească împreună cu noi în rugăciune cei care urmăresc emisiunea. Vă rog, haideți. Tată care ești în cer, îți mulțumim pentru acest timp. Și îți mulțumim pentru posibilitatea de a te mărturisi pe tine și ce a făcut Fiul prea iubit pentru noi. Și mă rog ca această rugăciune și toate cele spuse să ajungă la inimile oamenilor, să ajungă la inimile oamenilor așa încât prin Duhul Tău cel Sfânt să transforme mintea lor, să transforme inima lor, întreaga lor ființă să fie una predată în totalitate, în mâinile Tale iubitoare. Îți mulțumim, Dumnezeule, că Tu ești bun și îndurător și că prin bunătatea Ta Tu ne îndemni în fiecare zi să ne ajutăm să ne schimbăm noi, să trăim o viață în deplinătatea Ta. Mă rog ca fiecare om să se întoarcă în dragoste către Tine, să înțeleagă mesajul Tău al iubirii și să pășească către Tine, să își facă din inima Lui un sediu pentru Duhul Tău cel Sfânt. Treimea Sfântă să-și găsească sediu în fiecare suflet care ascultă, să capete o voință de neclintit, o credință pură în Hristos, ancorată în Tine, în vecii vecilor. Amin. 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 Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumim pentru jertfa Ta, îți mulțumim pentru dragostea Ta, Iisuse Hristoase, răbdarea Ta, îndurarea Ta, Doamne, îți mulțumim frumos. Doamne Iisuse, vreau să-ți mulțumesc pentru soțul meu, pentru soțul minunat pe care mi l-ai dat, Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru binecuvântările Tale. Iisuse Hristoase, mă rog, Doamne, ca să atingi inimile celor care se uită la această emisiune, Doamne, să le dai putere, să întărești Tu, Iisuse Hristoase, să le umpli Tu golul din inimă, Doamne, și pentru cei ce au nevoie de mângâiere, Doamne, mângâie-i, Doamne, dă-le putere, Doamne, ridică-i în picioare, Doamne, vindecă-i Tu, Iisuse Hristoase, Tu ești medicul medicilor, Iisuse Hristoase, și îți mulțumim, Doamne, că Tu te înduri, Doamne, îți mulțumim pentru îndurarea Ta, Doamne, Iisuse Hristoase, mă rog, Împărate Ceresc, să fii cu fiecare persoană care se uită în această emisiune, Doamne. Să le dai Tu valul jos de pe ochi, Doamne. Să vadă ei care este adevărul, Doamne Iisuse Hristoase, că Tu ești calea, adevărul și viața. Îți mulțumim, Iisuse Hristoase. M-am rugat în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Florin, următoarea emisiune pe bandă de alergare. Te filmăm aici alergând. Amin, 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 amin. Amin. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, noi credem. Nu vreau să forțez cu absolut nimic ritmul meu, înțeleg că Dumnezeu lucrează în ritmul Lui, îl accept, dar cred din toată inima mea că vine și momentul când aici, prin credință, cu ajutorul Lui Hristos, pășesc în picioare. Amin. Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Amin. Au fost împreună cu noi Florin și Claudia Mureșan de-a lungul a 2 episoade. De fapt, Florin a avut și mărturie personală cu câtva timp în urmă. Da, Dumnezeu este Cel care ridică, pentru că vorbim în acest context, este Cel care ridică și care dă o viață nouă. Și tu poți să ai o viață schimbată de puterea Lui Dumnezeu, o viață transformată, născut din nou, din apă și din Duh. Dumnezeu să te ajute!